Bună ziua, bine ați venit la Vitec Plus. Ne bucurăm să vă avem printre noi. Am primit întrebările voastre referitor la domeniile de interes în legătură cu trainingurile care le organizăm. Și aș începe cu prima întrebare. Ce ne-ar impresiona cel mai mult la studenții candidați? Acum, lucrurile sunt puțin mai, ca să zic așa, mai diverse, în sensul că nu neapărat un singur lucru ne-ar impresiona la un student, cât poate o serie de lucruri. Și aș începe, de exemplu, cu cum bine spunea cineva important, că premianții ne interesează în primul rând, pentru că sunt un bun început, dar, sigur, premianții sunt puțini și noi ne dorim să avem parte și de studenții normali, integraliști, în primul rând, deci ne dorim acest lucru, studenții să fie integraliști, care să-și desfășoare în mod normal statutul și activitatea de student. De asemenea, ne dorim ca cei care aplică la trainingurile noastre să ne prezinte eventual un portofoliu de activități extrașcolare pe care le-a desfășurat pe parcursul studiilor atât liceale cât și universitare. De exemplu, cum ar fi participările la olimpiade, ar fi foarte bine. Sunt foarte bine primite de noi, dar aș menționa un lucru foarte important și care nu ține atât de cunoștințele pe care le are studentul, cât de disponibilitatea și interesul pentru activitatea care urmează să o desfășoare. Asta este un aspect foarte important. Și țin să-l subliniez încă o dată, disponibilitate și interes. Pentru că fără asta nu se poate. Poți să fii oricât de bine pregătit, dar dacă îți lipsesc aceste două elemente, aproape că nu avem ce să... Nu avem un punct comun de legătură. La cerințele pentru practică și la număr de locuri, menționez niște lucruri banale, probabil pentru majoritatea. Elementele de bază sunt OOP, baze de date și cunoștințe web. Acum, noi cunoaștem în general programa școlară a universităților de specialitate și știm că cel puțin web-ul este destul de puțin abordat și doar în anii terminali. Aceasta presupune un mic efort individual al studentului în afara orelor petrecute la universitate. Celelalte elemente care trebuie să le menționez la întrebarea asta, avem 10-12 locuri pe sesiune, iar compania noastră organizează 3 sesiuni pe an, dintre care una primăvara, suntem în aprilie tocmai la începutul unei sesiuni. Urmează apoi, după examenele din vară ale studenților, sfârșitul lui iulie, și ultima sesiune este în luna octombrie. Durata acestor traininguri este de 12 săptămâni, timp în care considerăm că putem să le transferăm cunoștințele necesare. La întrebarea 3, care sunt studiile minime necesare pentru a accesa acest practic, am răspuns la întrebarea anterioară, dar doar le repet aici, OOP, baze de date web și un limbaj de nivel înalt. Referitor la întrebarea a patra, care se referă la obiectivele companiei pe următorii 3-5 ani, aproape că nu
sunt lucruri spectaculoase de spus, decât că ne dorim să creștem în mod sănătos compania, să ne dezvoltăm, să atragem noi resurse, pentru că e un lucru bine știut că resursele în domeniul IT sunt destul de limitate, nu numai în Cluj sau în România, ci la nivel internațional. Și deci, din acest punct de vedere, este un obiectiv esențial al companiei să atragem resurse de calitate în companie. Mulțumesc!